După cum la miezul nopții a fost din Egipt ieșirea, tot așa, la miezul nopții va fi și la cer răpirea. Când privești spre oglindirea și spre cei din tâi eroi, îți dai seama că întocmai se va întâmpla cu noi. Căci la miezul nopții, iată, a fost marea deșteptare. Când a răsunat din ceruri, iată mirele apare. Pe la miezul nopții, iarăși, temnița s-a descuiat. Când solia îngerească, pe apostol i-a scăpat. Pe la miezul nopții, Petru, de sub paza lui Irod, a fost izbăvit de mâna veșnicului voievod. Și atâtea alte versuri. În aceeași oglindire stau în Cartea Sfântă scrise despre noaptea de răpire. Domnul i-a vorbit lui Moise în acel apocalipt și i-a zis: la miezul nopții eu voi trece prin Egipt. Miezul nopții, ceas de groază, pentru egipteni urgie, pentru Israel salvare, izbăvirea din robie. Miezul nopții, deci, vă prindă pe al țării întreg întins, cu toiegile în mână și cu mijlocul încins, ca să prăznuim serbarea cu același aluat, cu verdețuri și cu carnea mielului nevinovat, să stropiți apoi cu sânge din același miel jertfit casele din tot ținutul neamului israelit, căci în noaptea aceea solul morții va lovi, va stinge egiptean, evreu, oriunde nu va fi pe ușă sânge. De aceea ia aminte, Israele, n-am să cruți când voi pedepsi cu moartea pe întâilor născuți. Domnul i-a vorbit lui Moise înaintea pedepsirii ca să-și pregătească oastea pentru noaptea izbăvirii, ca să-i spună ce condiții trebuie să îndeplinească. Miezul nopții, tot poporul în veghere să-l găsească. Amin. Iată că-ți trecură cele 9 mari urgii, peste ape, peste oameni, peste turme și câmpii. Domnul anunță că vine și a 10-a încercare, să-i cunoască toți tăria și puterea lui cea mare. Miezul nopții aproape, lună clară, cer senin, nu te teme, Israele, iată îngerul divin. Tocmai se schimbase straja, miezul nopții a sosit, îngerul pe-ntâi născuții fără milă i-a lovit. La palat vedeai lumină, noapte plină de întristare, faraon plânge în hohot pe feciorul lui cel mare. Auzeai de la distanță țipete în cartier, mamele plângeau pe uliți cu privirile spre cer. Ce păcate ne apasă? Se întrebau în noaptea rece. Faraon nu vrea să-i lase pe israeliți să plece. Împărate, dă-le drumul, nu-i opri, că dacă nu, va pieri întreaga țară, vom muri și noi și tu, căci o mână ne apasă în lăuntru și în afară. Atunci faraon le zise: să plecați cu toți din țară. Și se încolonase iute marele popor evreu, luând drumul spre pustie, cum le spuse Dumnezeu. Și au pornit cu toți spre locul și spre țara mult dorită, patria de mult visată, lui Avram făgăduită. Așadar, la miezul nopții a fost ceasul izbăvirii. Oare nu va fi întocmai și în clipele răpirii? Oare nu vor plânge unii cei rămași în cartier când biserica aleasă se va înălța la cer? Miezul nopții, Pavel, Sila au cântat înflăcărați, fără ca să-și deie seama, ei au fost eliberați. Petru, copleșit în noapte, de soldați a fost păzit, dar din temnița închisă, îngerul l-a izbăvit. Miezul nopții, 5 fecioare, fără de ulei în vas, s-au trezit, dar ce durere, căci în lume au rămas. Celelalte chibzuite s-au trezit
și au plecat. Când la miezul nopții glasul deșteptare a strigat, miezul nopții plâng pe uliți mii de frați și de surori care în timpul pregătirii au trăit nepăsători. Sângele neprihănirii nu le-a fost în suflet scut. Li s-a spus că vine Domnul, însă ei nu l-au crezut. Dar cei credincioși în toate n-au cârtit în încercare. Mame cu copii în brațe au mâncat ierburi amare. Cum să se împotrivească dacă Dumnezeu a spus: ascultați de El în toate, nu de Moise, de Iisus? Cine nu mănâncă pâinea azima ce dă putere, nu va fi răpit de Domnul la întâia înviere. Dacă n-ai pe tine haină și la mijloc cingătoare, adevărul și sfințirea și încălțămintea în picioare, dacă n-ai toiagul în mână, ca evreii cei străbuni, Domnul să-și arate slava, făcând semne și minuni, dacă n-ai, Iisus te cheamă chiar acum să te îmbrace cu mantaua mântuirii și să-ți dea în suflet pace. Dacă n-ai echipamentul, coi și platoșă și scut, în această mare luptă de vrăjmași vei fi bătut. Vino, Israele sfinte, de la Ramses și Sucot, puneți hainele pe tine, cea de rege și preot. Ia ce armă pentru luptă, Biblia. Toiag în mână, fiindcă cine n-are acestea, în Egipt o să rămână. Israel, trecând prin mare, înspre noul lor pământ, a simbolizat botezul pentru noi cu Duhul Sfânt. Miezul nopții, miezul nopții, nu mai sta la îndoială, căci această noapte este noaptea cea spirituală. Despre ea Iisus vorbește, vrând să ne avertizeze, vine noaptea când niciunul nu mai poate să lucreze. Vine noaptea încercării pentru fiecare ins. De aceea ni se spune, stați cu mijlocul încins. Miezul nopții reprezintă lepădare de credință. Acest întuneric groaznic, fraților, ne amenință. Nu e vorba de prigoană, ci de oameni înfierați care dau impresii grave, însă ei sunt lepădați. Ei opresc căsătoria, chiar și nașterea de fii. Acest fel de lepădare a crescut la zeci de mii. Ei și-au lepădat credința, devenind creștini lumești, alipiți de învățătura unor spirite drăcești. Adevărul îi strivește, ca și pietrele din râu. Ei și-au lepădat și haina, și centura de la brâu. Miezul nopții mai înseamnă plăgile îngrozitoare, când întreaga omenire va gusta necazul mare, dar din cauza conștiinței și credinței celor sfinți, zilele vor fi scurtate în acele suferințe. Vom goli și noi paharul jumătate mai ușor, căci la miezul nopții Domnul se va arăta pe nor. Vai de voi, pământ și mare, și de voi învinși de somnul ce vă pare atât de dulce și ați uitat că vine Domnul. Vai de voi, căci anticristul, după ce va fi răpirea, se va arăta pe față să-l cunoască omenirea. E adevărat că Domnul îl va nimici pe loc cu suflarea gurii sale, aruncându-l viu în foc. Sfinții vor serba ieșirea sus pe norul luminos, nunta din Apocalipsa, mirele va fi Hristos. Vă jur, spuneți-mi, nu cumva l-ați văzut unde s-a dus? Nu de Solomon e vorba, este vorba de Iisus. Păzitoarea de la vie sau cu turmele de oi, porumbița cea aleasă ne-a simbolizat pe noi. Pe la miezul nopții vântul i-a bătut în geam ușor. Vino, o strigă în taină, glasul unui tainic dor, sunt iubitul tău, grăbește! Am venit cu ai mei vitej, ca să iau pe cei ce așteaptă, pe la miezul nopții treji, și să înălțară iute din pustie, de pe drum, zecile de mii de cete ca și niște stâlpi de fum.
Solomon, cu a lui aleasă îți izbește întâi privirea, însă când te uiți prin Duhul, înțelegi că e răpirea. Era noapte, însă chipul sfinților erau lumini. Porumbița sau cerboaica care paște printre crini nu erau asemeni fete, nu erau asemeni firi. Soare, lună, stele, toate o îmbrăcau în străluciri. De o frumusețe rară se ivea la fel ca zorii, încât a uimit tot cerul și pe toți luminătorii. Cine e? Întreabă glasul. Chipul ce străbate în spații? Ia lui Iisus mireasă, îmbrăcat în har și grații. Stol de porumbei și norii care-și poartă strălucirea, și Isaia în vechime a văzut în duh răpirea. Tot mai sus și tot mai tare înspre porumbar zburau. Stoluri multe, stoluri albe care din pământ ieșeau. Din pământ, dar și din case și din marele uzine, toți s-au deșteptat când glasul a strigat că Domnul vine. Transformați în alte corpuri și în străluciri nespus, noi vom fi atunci ca Domnul și întocmai ca Iisus. Duhul Sfânt va face cele nepătrunse operații? El ne învie, El ne schimbă și ne înalță sus în spații. Duhul Sfânt! Dar cine n-are, va rămâne pe pământ. Când biserica zburava înspre porumbarul sfânt. Miezul nopții, câți n-or plânge în disperare când s-or deștepta din somnul și din necredința mare, când vedea vor ei sărmanii, căci păcatul i-a înșelat. Domnul i-a chemat să vină, însă nu l-au ascultat. Alipiți de strălucire, de Egiptul trecător, ei au renunțat la ceasul întâlnirii de pe nori. Doamne, pentru cei de față vreau să vin cu mijlocire, dă-ne Tu la toți puterea pentru noaptea de răpire.